Ce surpriză i-am pregătit lui mamișor. Toate Lamborghini Huracan, ultimul model, au rechemare în service pe 6500 de euro, o revizie, Andy. Cine mă cocalarul ăla de Andy? Ochelarii Apple Vision Pro. 68 de trandafiri. Cel mai frumos buchet de trandafiri din viața vieților mele. Ia să vedem. 68 de ani, bă, băiatule. Vă doresc tot ce vă doriți. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hâți cu bună dimineața, hâți cu un an de Lambo, Jonuțule, hâți cu un an de când mi-am rupt piciorul, hâți cu 7 februarie, ziua lui mamișor, care astăzi împlinește 68 de ani și o să mergem să-i facem și un cadou surpriză, hâți cu Andy Popescu, omul care este întotdeauna alături de mine atunci când am nevoie. Jonuțule, l-am sunat zilele trecute și i-am spus: Andy, am nevoie de tine, trebuie să mergem să ducem mașina la reprezentanță pentru că împlinește un anișor, respectiv prima revizie din viața lui Lambo. Și mai mult de atât, Jonuțule, ce credeți? Dacă tot e cu prima revizie, să fie și cu stricăciune la Lambo. În momentul în care am fost programat de cei de la service, mi s-a spus că ce bine că Vidorian, pentru că toate Lamborghini Huracan, ultimul model, au rechemare în service pentru o eroare la cockpitul digital. Eu n-am văzut încă ce înseamnă această eroare, e drept, din când în când mai flicărea ecranul, nu-mi dau seama dacă despre asta este vorba, dar vom afla de la service mai multe. Acum ne urcăm în căruță, Cioluțule, avem câteva întrebări pregătite și pentru tovarășul Andy Popescu pe drum până acolo. Revenim din mașină. Hăți, Gionule, un an de Lambo. Hăscă bărineața, Gionuțule! Hăți, cu bună dimineața, suntem cu Andy Popescu, Gionuțule, și nu că ți-am furat stilul de vlog, dar îmi place foarte mult cum se vede când doi oameni sunt la volan și discută. Andy, am trei întrebări cât se poate de rapide pentru tine, da, și îmi doresc răspunsuri cât mai succinte și concise. Fii atent, unul la mână. Ai avut vreo problemă de fabrică până acum cu Lamborghini-ul, adică să ai o rechemare la service? N-am avut problemă de rechemare, dar am un prieten care este mai OCD ca tine și care a văzut că farurile pe interior erau puțin ase. Fii atent, trebuie să te uiți cu lupa. Am făcut o filmare, le-am trimis, wow, celor de la Lamborghini București și ei au zis: bă, nu prea vedem, dar le trimitem la Lamborghini Italia. Și cei de la Lamborghini Italia au zis: da, domne. Și mi-au dat faruri noi. Noi nouțe? Noi nouțe. Ambele? Ambele. Wow, cât de tare. Asta odată. Când mașina era încă în garanție, pentru că mașina mea este 2018 și era încă în garanție atunci. Era vreo 2021. Mi se pare că are 5 ani garanție sau ceva în genul ăsta. Da, 5 ani, da. Bun. Da, da. După care am avut o problemă cu un amortizor pe spate și la fel l-am schimbat și pe ăla pe garanție. Deci Lamborghini se ține, nota 10 se ține de garanții. Ăsta a fost, wow, cele două probleme pe care le-am avut. Dar am plătit și revizia. Dacă trăim într-o țară în care temperaturile ajung sub 0 grade, se consideră că trebuie să schimb uleiul și toate alea și m-a costat 6500 de euro revizia. Mamă! Așa că pregătește-te. Eu am pachetul de 5 revizii achiziționat, da, deci încă stau liniștit, dar mamă, ce veste mi-ai dat. 6500 de euro o revizie, Andy? Tot cu uleiul la rup și la alte alea. Ah, ok, deci o revizie completă, cum, da, s-ar spune. Exact. Întrebarea numărul 2 și asta este legată de ceea ce se întâmplă în ultimul timp în spațiul online, da, și chiar sunt foarte curios care este părerea ta, pentru că tu ești un om foarte citit și foarte ancorat în realitate și foarte, mulțumesc, foarte realist atunci când vine vorba de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cine, mă, cocalarul ăla de Andy? Ce părere ai, cocalarule de Andy, despre ochelarii Apple Vision Pro și ce se va întâmpla cu noi pe viitor? Consider că este un progres tehnologic și cine nu vrea, nu este obligat să-i poarte. Mie îmi place foarte mult tehnologia, sunt pasionat de tehnologie și consider că ăsta este un pas către viitor. Mie îmi place foarte mult, o să-mi iau și eu și la fel, cine nu vrea să nu-și cumpere, frate. Vreau să spun un lucru și eu, vreau să vă comand. Mi se pare un pic piperat la preț din 4.500-5.000 de dolari. Probabil că în euro va fi aceeași sumă, pentru că știi că la noi pe Europa, da, lucrurile se mai scumpe, dar mi se pare senzațional ce am văzut acolo. Și mie. Deci a făcut un băiat un TikTok de toată frumusețea cu lapte, hâți cu vlog, hâți cu bună dimineața și se uită Sanchi prin ochelari, îți dai seama că nu are nimeni în România, da, deocamdată. Se uită la vlogurile mele de dimineață, mi s-a părut senzațional. Îl facem mai mari, mai mici. Pe Alex, da, foarte mișto. Și acum cea de-a treia întrebare, tot legată de tehnologie și ai spus că îți place tehnologia. Da. Spune-mi, te rog frumos, ce părere ai despre chipul implantat pe creier de Elon Musk. Am înțeles că a existat primul subiect, corect? Foarte corect. Eu știu de acest lucru de 5-6 ani, pentru că eu mi-am numit al doilea copil al meu, Tim, pentru că am învățat foarte multe lucruri de pe site-ul Wait But Why, care este făcut de Tim Urban, de tipul ăsta. E, într-o zi, Tim Urban a primit un telefon de la Elon Musk și Elon Musk a zis: bă, tu știi foarte bine să explici lucrurile oamenilor prin site-ul tău. Și Elon Musk l-a sunat și a zis: vino cu a să spunem ce o să facem noi aici peste câțiva ani la Neuralink. Și a explicat chestia asta, a făcut un blog post, a stat acolo vreo săptămână și el a explicat că trebuie să fie foarte mulți experți în foarte multe domenii, de la neurochirurgi, la specialiști în IT, la specialiști în chipuri și trebuie să colaboreze foarte mulți experți în multe domenii
oamenii ca să poată să ajungă la Neuralink. Pe scurt, de exemplu, dacă un om nu vede, el încă are receptori în creier. Corect. Dar nu mai funcționează camera. Corect. Fiind ochiul. Și atunci, teoretic, dacă știi să legi, poate să facă oamenii să vadă. Ok. Oamenii paralizați. Asta din punct de vedere medical. Dar ce părere ai când oamenii vor încerca să-l folosească din alte puncte de vedere, poate mai controversate, să le spunem? Am o părere foarte bună, pentru că nimeni nu este obligat să îl poarte. Eu sunt un genul de om care, bă, fiecare om are voie să facă ce vrea și nu trebuie să mă bip grija de alții. Corect. Înțelegi? Da, deci asta este părerea mea. Sunt foarte înclinat către viitor. Înțeleg și oamenii care își fac foarte multe griji. Aoleu, unde o să ajungem? Ce cyborg, o să ajungem, nu știu ce? Frate, nimeni nu te obligă să folosești. Să fii cyborg. Da, nimeni nu te obligă. Poți să rămâi ne-enhanced, să zic așa. Bun asta. Mersi, Andy, te pup. Mergem mai departe către service, alimentăm Jonuțule și revenim de acolo să vedem despre ce este vorba cu problema asta de suntem rechemați la service odată cu revizia. Dintr-una într alta, Jonuțule, am ajuns și la domnul Teo, să trăiți, domnul Teo, care, ce credeți, mi-a dat o veste senzațională. Venind cu Andy către reprezentanță și comunicându-mi se situația cu rechemarea despre care vreau să vorbim imediat, Teo, domnul Teo mi-a spus în felul următor. Observați alternanța de Teo și domnul Teo, mie îmi place să-i spun domnul Teo, dar noi ne tutuim pentru că suntem deja și prieteni pe lângă colegi de treabă. Mi-a zis așa, avem un sistem foarte mișto, Dorian, și având în vedere faptul că ai posibilitatea să nu poți ajunge mâine să ridici mașina, noi în serviciile noastre avem inclus transportul cu platformă Lamborghini și ți-o trimitem direct acasă. E drept, în același moment Andy din spate a zis, stai bă, liniștit că ți-o aduc eu fără nicio problemă, ce ai, nu suntem prieteni, dar în cazul în care și Andy este prins, mi se pare o variantă foarte mișto pe care o avem la orice oră disponibilă, ceea ce este senzațional. Punem un pic de rechemare asta, care e faza? Un mic update de soft ca de obicei. A, dar nu e ok. Eu n-am observat nimic la cockpitul ăla să facă. La cockpit nu, dar apare și pe timeline în aplicație. Nu m-am mai uitat în aplicația aia, că de când sunt pe dreapta. A, ok, deci nu e o problemă sau ceva care să se întâmple sau vizibil. E o îmbunătățire de produs, că să facem un upgrade și după lansare mai apar noutăți. Doamne ajută să fie cu îmbunătățire de produs, Jonuțule, și din ecranul ăla să iasă un revuelto. Cam despre asta este vorba. Mulțumim, domnule Teo. Am stabilit că dacă tot veni vremea frumoasă, deși mă gândisem să nu fac ca să nu regret mai târziu, Teo mi-a spus, bă, hai bă să o încălțăm de vară. Da, e cel mai bine. Un drum. Corect, salvăm și un drum. Ca prietenul, nu te lasă la greu, nu? Niciodată. Te pup, Teo, să rămână. O încălțăm și de vară, Jonuțule, iar acum mergem să luăm cel mai mare buchet de flori pentru mamișor, după care mergem să-i luăm și cadoul surpriză. 68 de trandafiri pentru mamișor care împlinește 68 de primăveri. Bine, încă este iarnă, Jonuțule, dar vremea infirmă afirmația. Și o să punem și unul alb. De ce? Pentru că o să luăm 68 roșii precum vârsta ei, dar nu este normal să oferi buchete cu număr par de flori. Și atunci îi luăm 68 roșii cu unul alb. Hai să vedem cât ne costă acest buchet, după care să vedeți despre ce este vorba, pentru că își dorește ceva și am zis, hai bă să-i facem cadou de ziua ei. Îți, Jonuțule, înainte de orice cadou material, trebuie să știți un lucru, mă, în viața unei femei o floare nu o să dea niciodată greș, Jonuțule. Am fost la o florărie peste drum, am cerut 68 de trandafiri roșii și unul alb, nu am găsit, dar domnul a fost foarte drăguț, am dat câteva telefoane și am găsit 68 de trandafiri albi și unul roșu, Jonuțule. Și sincer vă spun că mi se pare mai interesant, pentru că de cele mai multe ori trandafirii roșii sunt floarea iubirii, dar nu iubirea neapărat de mamă. Știu eu că trandafirii albi înseamnă iubirea aia pură, iubirea caldă, pace, și o putem compara și cu iubirea de mamă. Așadar, hai să vedem cum arată cel mai mare buchet de flori din viața mea. 68 de trandafiri albi și unul roșu, ca să reprezinte pasiunea dintre mine și mamișor, și să nu ne ducem cu un buchet cu număr par de flori, Jonuțule. Ia vino cu acori și filmează, deci fiți atenți. Doamna a pus deja aici o bună parte din ei, iar acolo sunt ceilalți. Avem în total 68 de trandafiri albi și unul roșu care este exact în centru, nici n-a trebuit să spunem, pentru că doamna s-a prins frumos. Îl achităm și vi-l arătăm când este gata, după care mergem să luăm și cadou ăla cărnos pentru mamișor, Jonuțule, și mergem să o surprindem. Deci, Jonuțule, nu numai că am luat cel mai frumos buchet de trandafiri din viața vieților mele, dar am primit cadou și o narcisă, pentru că am fost întrebat, mă, dar care e floarea care îi place mamei tale cu adevărat? Și zic, bă, narcisa, dar cred că nu e vremea ei chiar acum, și că cum să nu fie? Ia uite, și ce crezi, e narcisă de plantat, după cum vedeți, e cu tot cu rădăcină, fraților. Ăsta este mezamplasul, mergem acum să luăm și cadou ăla cărnos și mergem să o surprindem pe mamișor. Hăți, Jonuțule, uite așa am ajuns și pe la prietenii noștri de la Ascona și din vorbă în vorbă, spunându-le că dorința lui mamișor de 68 de anișori este o saltea pe care să doarmă exemplar, Jonuțule, mi-au spus că au cea mai tare surpriză pentru ea. Așadar, haideți înăuntru să vedem despre ce este vorba și să vă spunem și ce lucruri superbe vă așteaptă pe voi în luna lui februarie. Regii somnului bun, Jonuțule, de la care bine știți că mi-am luat și eu salteaua electrică, ce are un discount colosal de 35%, uitați-vă, fraților. Îmi amintesc acum și momentul când i-am făcut una cadou
și lui Ovidiu Curti, pentru că dacă tot vorbim de un an de când mi-am rupt piciorul, vorbim și de un an de la această surpriză. Suntem la partenerii de la Ascona pentru că ei au în luna lui februarie niște reduceri senzaționale pentru voi și un mod de plată de neuitat. Și anume, până pe 29 februarie, Jonuțule, dacă vreți să vă achiziționați orice din cele 8 showroom-uri Ascona din România sau de pe www.ascona.ro, Jonuțule, aveți discounturi de până la 50% și posibilitatea plății în rate, mare atenție, în rate, cu zero comision, zero dobândă. On2Pay sunt partenerii lor care vă asigură 12 rate fără niciun leu în plus la valoarea obiectului pe care vreți să vi-l achiziționați. Fie că este vorba despre saltele, Jonuțule, pentru că ei sunt cei mai buni în materie de somn, fie că este vorba despre canapele, fie că este vorba despre paturi, aceste reduceri le găsiți pe site-ul lor ascona.ro sau în magazinele din țară, unde experții Ascona vă așteaptă să decideți împreună și să alegeți salteaua potrivită sau canapeaua potrivită pentru odihna ideală, Jonuțule. Deci nu mai stați pe gânduri, fraților, uitați acolo și afișul care confirmă exact ce v-am spus, 0% comision, 0% dobândă, adică niciun leu în plus dacă vreți să achiziționați până pe 29 februarie orice din rețeaua Ascona, 8 showroom-uri în toată țara sau site-ul pe care îl găsiți și în descrierea vlogului și sunteți gata să vă pregătiți de luna iubirii ca la carte. Acum haideți să vedem ce surprize am pregătit lui Mamișor. Dorian, știm că astăzi ai venit la noi tocmai pentru că vrei să-i faci un cadou lui Mamișor și în direcția asta ne-am gândit să-i oferim noi și un somn cât mai sănătos. Tocmai de asta am pregătit pentru Mamișor un voucher pentru saltea Original Pro 5.0. L-am văzut, Jonuțule, deci uitați-vă, vă rog frumos. Mamișor are și voucher, fraților, de la Ascona, ca să vină cu el în dinți, cum s-ar spune. Zim despre saltea, mamă, are discount și asta. Are și un discount foarte, foarte bun, în sensul în care de la 3500 de lei aplicăm un 25% discount și salteaua e doar 2663 de lei. Îmi place că e un pic mai tăricic, așa, știi că vorbeam că are nevoie totuși la 68 de anișori. Înțeleg că o saltea mai moale e un pic mai... La o vârstă un pic mai înaintată, noi recomandăm clienților să meargă pe saltea cu susținere un pic mai ridicată, tocmai ca să se poată adapta mult mai bine corpului, dar în același timp să nu fie ceva foarte, foarte dur, încât să primească și confortul pe care îl merită. De fapt, și dacă vrea Mamișor să sară în pat așa, poate să sară și în pat. Dacă Mamișor vrea să sară în pat, poate să sară oricând în pat. Saltea are arcuri împachetate individual, deci e super, super safe. Mulțumesc din suflet, Alex! Mare drag! Nu uitați, fraților, de super ofertele Ascona din perioada lunii februarie până pe 29, mai precis. Aveți și sistemul de rate care este super la îndemână, Jonuțule, și nu uitați, 0% comision, 0% dobândă, adică niciun leuț în plus. Decolăm să vedem cum se bucură Mamișor de surpriză. Ia fiți atenți, Jonuțule, că Mamișor trebuie să coboare din secundă în secundă și m-am descurcat, am făcut rost și de un plic în care băgăm voucherul de la Sconetă frumos așa, capaca. Nu uitați că aveți reducerile alea monstru. Îi spunem așa, LMA Mamișor te iubește și că o distrează, pe aia scriem așa, John, cum să ajungi să te intitulezi în fața lui Mike cu alt nume decât ăla pe care ți l-a dat? Și acum ce facem? Regia aia maximă, cum ne place nouă de obicei, o aștept doar cu Narcisa așa la mișto, să pară gen puțin și după aceea pe partea cealaltă e Edi cu buchețoiul la mare și mă duc și le iau și pal. Hai să vedem, ia uite, țaca pacă. Deci fii atentă să vezi ce regie am, pentru că niciodată nu vii la Mamișor fără regia pregătită, Jonuțule. Dar zi-mi dacă am nimerit-o, asta este dintre alea, da? Păi astea sunt florile mele preferate. Pam, pam, că-s Jonuțule. Și nu oricum, fii atentă de plantat. Da, deci mama, e cu bulb și rădăcină, da? Da, da. Și acum da, ține-te da bine. Așa? Îmi zici dacă ai mai primit în viața ta așa ceva. Ia să vedem. Deci priviți, mărețe umbre, la zidirea soarelui, se știe, 68 de trandafiri albi, că asta este vârsta. Ai văzut cum mi-a plecat ochiul pe plic? Să mă răge așa, dacă nu dai zoom, cum a plecat ochiul pe plic. 68 și pentru că nu se vine niciodată cu flori în număr par, așa, am pus unul roșu aici pentru pasionul dintre noi, dragă. Iar aici, pentru că știu că aveai tu o dorință, vrei să zic sau desfaci tu singură? Zim, ca mâinile ocupate. Ai o saltea să-ți odihnești osșoarele de 68 de ani în cel mai șmecher mod posibil. Vai, dar ce fericită. De la partenerii mei de la Sconița. Jonuțule, e voucherul acolo, te duci tu, testezi cu ei, ei ți-au ales deja un model, dar te duci, te întinzi pe saltele și faci tot ce trebuie. Mulțumesc mult! Ia uite ce ornate! Pup pe toți! Ia uite ce ornată e, Jonuțule! Asta e Mamișor! La 68 de primăveri, uitați-vă cât de bine se ține dinții de la jbara, fac toată combinația. Mă, dar jos nu ți-ai schimbat încă? Păi nu, urmează acum, da, au trecut 3 luni. Bă, vreți să vă spun un lucru? E ca scoasă din cutie, Jonuțule. Fă o piruetă să te vadă lumea, uite. Ia uite-te tu, bă, 68 de ani, bă, băiatule. Și dacă mai luăm și la sală, om reuși noi viața asta, o facem rachetă, Jonuțule.
cam atât de la mamișor. Mamișor, cuvinte de ziua ta de 68 de ani, ce sfătuiești tinerii? Tuturor le doresc multă sănătate, vouă tinerilor, al căror viitor îl doresc nespus de bine realizat. Vă doresc tot ce vă doriți, iar mie îmi doresc să fiu sănătoasă, să mă bucur de voi. Doamne ajută, Gionuțule, din glumele lui mamișor, de la prânzurile de sâmbătă pe care le avem mai nou, zice așa, cică, câteodată mă sperii de cât de bine mă simt la 68 de ani. Se simte extraordinar, ceea ce este o chestie care ne umple sufletele și mulțumim lui Dumnezeu. Până una alta, nu uitați la subscribe, Dorian Popa, și să apriți căsopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie, Gionuțule, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă aduce flori frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați la follow pe Instagram, Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță, o săptămână și o viață mirobolante! Merg mai departe, departe de toate. Țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7. Că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte și...